Este un om care a plecat departe pentru a se testa și a-și testa abilitățile sale. Este în China, este tânăr, are niște joburi care pe mulți dintre voi o să vă lase mască. De exemplu, cum v-ați simți voi dacă ați fi plătiți pentru a îmbrăca un costum scump și frumos și de a consuma băuturi sau mâncăruri în restaurante sau baruri? Uite, el asta face în timpul liber, pentru că în rest este student în China. Cum a ajuns acolo? Care sunt recomandările lui pentru cei care vor să studieze în această țară? Aflăm în aceste momente de la invitatul nostru, Vasile Zgardan. Îl salut și ni hao, sau cum ar trebui să te salut? Salut! Da, ni hao. Ni hao, bine ai venit la noi. Ia loc pe canapea. Ești acasă de ceva timp și cu toate că tu încă de mic priveai, nu desene animate chineze, dar priveai animeurile japoneze. Da, da. De acolo ai pasiunea pentru cultura asta. Mai mare parte în caractere. Adică specialitatea mea e graphic design și când am început să privesc anime, dar mi-a plăcut și desene, dar și caractere. Dar până la sfârșit am decis limba chineză și o mare pasiune limba a fost caracterele. Așa. Ai început să înveți chineza aflându-te în Moldova. Da. Din clasa a 9-a. A clasa 9-a am început. A 9-a. Și cum a fost? Pentru că trecerea de la limbile europene la limba chineză, acolo e cu totul altceva. Da, eu la început m-am gândit ca să încep cu caracterele, dar din punct de vedere fonetic a fost cu mult mai greu, din cauza că acolo sunt tonuri și restul deja. Dar unde sunt tonuri? Că am impresia că acolo sunt numai cârligele. Nu, tonuri. Sunt 4 tonuri în limba chineză. Și 4 tonuri, asta ce înseamnă? Adică la orice vocală este ton. Undeva trebuie să-l ridici, să-l scazi, să-l prelungești și dacă îl schimbi, deja este alt sens. Mm-hmm. Dar cum vorbesc în limba chineză, depinde. Eu nu țin minte toate tonurile, dar când vorbesc repede, deja își dau seama despre ce vorbesc. Primul an pe care l-ai petrecut acolo în calitate de studenți a fost destul de greu. Da. Primul semestru trebuiam să mă deprind să vorbesc cu chinezii din cauza că ei văd că eu sunt alb. Mm-hmm. Chiar dacă vorbesc destul de bine, ei nu se gândesc că eu pot vorbi chineză. Aha. Adică nu, deodată e discriminare, că ăsta cine știe dacă... Da, și ei nu-și dau seama că eu vorbesc în limba chineză. Că tu și tu vorbești destul de bine. Campusul universitar în care stai e ca un oraș. Da, mini-oraș. Aș spune chiar și de două ori mai mare ca parcul central la noi în Chișinău. Așa. Adică și acolo aveți de tot. Da, cantine, cafeniele, săluri de forță, stadioane. Ce mai este? Restaurant chiar avem. Și foarte multe clase, adică... Săl de studii. Săl de studii, da. Și tu înveți în limba chineză sau în limba engleză acolo? În limba chineză. Aha. Și te descurci bine. Da, mai descurc. Cum e cu notele acolo la ei? E ca la noi sau nu? Până la 100 de puncte. 100 de puncte? Da, da. Și... Tu în ce punctaj te cam clasezi? 85-87. Bravo! La mine mai mult din cauza că eu sunt la graphic design, am proiecte la sfârșitul anului și nu mi-e tare greu singur să traduc tot conceptul din chineză în altă limbă și să înțeleg. Și apoi deja desenez și... Cum este să te descurci în această lume unde, adică cel puțin noi, cei din Europa, ne uităm la ce se întâmplă în China ca la niște mușuroaie de furnici. Da. E așa real? Așa se simte acolo? Da, da. Aerul e chiar atât de poluat acolo? Da, se simte. Eu când ies din țară, adică când am din Shanghai m-am întors înapoi acasă, deodată am simțit diferență de... Ai venit ca la munte. Da, 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 așa și este. Porți mască? Nu. Nu. Nu mi-e comod. Dar am prieteni care poartă. Dar care e motivul pentru care poartă? Le e frică de bacterii? De da. Din momentul ăsta? Da, dar după cât am citit că masca ajută doar 1%. Ei, și de cât ți-o pui și... Lasă-te bată lumea cât ești frumos. Da, așa că mai bine să beau pastile de imunitate și atât.
E bine, eu duc din Moldova în China și nu prea răcesc. Îți permiți să călătorești? Da. În China. Ai beneficii pentru studenți sau? Da, da. Apropo, eu am fost în acești munți și practic la peste tot unde n-aș fi, oferă 50% reducere pentru studenți. Așa. Că în orașul acel au fost și munții Avatar, dar au fost și Canyon și cum se numește? Vorbești în chineză. Nu. Cam știi, înțeleg. The Glass Bridge. Adică, podul din da. Sticlă. Da, da, mamă, da, da. Am văzut eu video. Ia, haideți să vedem și podul. Mulți nu reușesc să treacă pe podul ăsta, sau dacă reușesc în patru. Chiar și chinezii sunt foarte... Ești fricoși? Da, da, da. Hai să vedem momentul. Wow! Și până jos, ce înălțime e? Sau ce adâncime e? Nu m-am interesat. Cam așa, vreun 800 de metri, așa, ușor. Dela. Așa mă gândesc și eu. Da, frumoasă experiență. Uite, tu, pe lângă faptul că ești student, încerci să-ți câștigi și bani acolo. Da, da, da. Atunci când colega noastră, Ina, a povestit despre faptul că tu ești plătit ca să te îmbraci frumos și să stai în restaurant sau în bar, noi așa rămas, what? Ia, povestește-le mai multe despre acest job. De obicei, fiecare persoană albă își permite să lucreze în acest domeniu. Am fost la expoziții, tot așa ne îmbrăcăm frumos și doar avem o plimbare la expoziții. Uneori avem și VIP. În baruri, tot, te înscrii din timp, avem fiecare persoană și are un manager, se scrie din timp, intră în bar și avem și alcool pe gratis și zona cea mai bună. Cea mai bună. Dar la început sună bine, dar apoi te plictisești, acești bani nu costă nici taxiul, nici sănătatea, calculul e pe gratis, dacă e pe gratis, nu știi ce e acolo. Așa că mai e merită din încercat. Dar nu-i făcut din asta un job real? Nu. Așa, uite, când tu spui albi, un pic cu... Mulți rămân așa cu cum albi. Explică diferențele astea de... Bun, oamenii chinezi se numesc oameni galbeni. Și ei pe noi ne socot oameni albi. Și asta nu este discriminator. Nu, adică nu prea au senzație de discriminare. Adică ei în fața la orice persoană poate spune om negru, om alb, om galben. Depinde chiar de job, ei pot să spună avem nevoie de un om negru bătrân gras pentru acest shooting sau ceva. Adică sunt foarte tranșanți, direcți. Da, nu le place să o ia pe ocolite încercând cu binișorul. Cu fetele. Cum te înțelegi? Ce fete preferi acolo în China? Cum sunt chinezoaicele ca personalități, ca femei? Ai ieșit la întâlniri cu ele? Da, destul de bună experiență. Da? Adică ceva neobișnuit la început. Adică nu chiar la început, chiar și până amu. Că chinezoaicele ele-și... Adică după Moldova, după Europa, îți dai seama că oamenii sunt diferiți. Chiar și comportamentul, și atenția, și mentalitatea. Da, pentru că trebuie să știi cum să vii lângă sau să cucerești o chinezoică. Da, e altă mentalitate, e altă cultură în spate. Eu aș spune că nu chiar așa de greu. Nu chiar așa de greu. Spre deosebire de alte țări. Așa. Mama, tata au venit la tine acolo? Nu, n-au avut șansă. Dar comunicați destul de des pe net. Da, da. Cel puțin, o dată în săptămână, povestesc cu ce mă ocup, ce fac. Uite, ce se întâmplă acum în China? Acum toată lumea este pusă pe jar de acest nou virus. Mm-hmm. Tu erai acasă când a început deja toată isteria asta. Da, da, da. Și nu ți-e frică să te întorci acolo așa? Nu prea. Dacă cinstit, eu nu știu. Ce calm e omul! Tot. Sper că va fi tot normal din cauza că chinezii vor rezolva această problemă, mai ales cu regulile lor restricții. Deja eu sper că va fi totul bine.